noștri profesori, clasa 13-a vă mulțumește din suflet pentru munca, dedicarea, empatia și dragostea oferită prin educație și susținere timp de 4 ani. Vă suntem profund recunoscători pentru atenție și răbdare zilnică prin care am progresat pe plan educațional. Vă mulțumim pentru eforturile loiale, pentru sinceritatea inimii voastre și pentru ajutorul neprețuit pe care ne l-ați acordat. De acest loc și de fiecare din voi ne leagă amintiri frumoase ale unor momente care vor rămâne unice în viața noastră. Vă doresc un sincer la mulți ani, activități de succes, bunăstare în familie și sănătate durabilă. Suntem mândri că am avut parte de așa profesori ca dumneavoastră. Momentul despărțirii este dureros, ne va fi dor de voi, veți rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Vă iubim din suflet, mulțumim pentru tot, scumpi profesori. Mă-ntorc și azi în toamna care m-am dus cu flori la învățătoare. Când am pășit îndrăgostită de lumea cărții infinită, trecut au ani într-o clipă, am desfăcut a mea aripă și zborul lin m-a dus departe, la căpătii având o carte. Juvaierii cei mai buni fac din oameni mici minuni și sclipim în umbra lor, scumpii noștri profesori, scumpii noștri profesori. Juvaierii cei mai buni fac din oameni mici minuni și sclipim în umbra lor, scumpii noștri profesori, scumpii noștri profesori. Sau să cred în bine, să dor pe carte în loc de pernă, să-mi fie dragostea eternă. Și pașii mei au prins putere din vorba lor cu mântuire și sfatul doamnei profesoară, desfăță aripile și zboară pe frunțile ușor plecate. Stau lauri grei și nestemate, ce nu se văd, dar sunt cu mile și ne-au vegheat copilările. Ajuns am azi pe cul de glori. Dragi profesori, noi, clasa 13C, vă adresăm sincere mulțumiri și cu deosebită plăcere subliniem faptul că suntem foarte recunoscători pentru blândețea cu care ne-ați călăuzit pe calea cea dreaptă. Voi, scumpii noștri profesori, ați fost și veți fi mereu modele demn de urmat. Noi vă prețuim nespus de mult pentru că ați știut să ne îndrumați pe calea cea dreaptă și să ne povățuiți cu dragoste. Ne închinăm cu plecăciune în fața dumneavoastră pentru felul în care ați fost și în felul care ne-ați motivat pentru că ați crezut în noi și ne-ați dat mereu șansa de a ne afirma. Sincere mulțumiri! De jos ne admiră profesorii, dar locul lor e sus în alt. Dragi profesori, tradițional, ultimul sunet ne adună și ne trezește sentimente de împlinire și mândrie pentru realizările obținute în anul școlar. În acest moment, când în toată țara răsună ultimul clopoțel, suntem recunoscători pentru munca, grija, efortul imens, răbdarea pe care o depuneți în cunoștințele noastre. Un sincer mulțumim! Asta, dacă în caz de ceva ați pățit pe iad, eu l-am pus la sfârșit. Dragi profesori, noi chiar vă mulțumim pentru tot cât de mult stați cu noi, ne lămuriți fiecare în parte, pentru că suntem din vârste diferite și cineva știe mai mult, cineva mai puțin și oricum dumneavoastră ne ajutați mult și din partea mea și din partea colegilor mei, eu cred, noi să ne străim mult să la bacalaureat să susținem note trecătoare sau bune, decât sau trecătoare. Mulțumim! Sunt geniile vieții noastre.
Giuvaierii cei mai buni fac din oameni mici minuni și sclipim în umbra lor. Scumpii noștri profesori, scumpii noștri profesori. Giuvaierii cei mai buni fac din oameni mici minuni. Уважаемые учителя, от лица выпускников 13-го F-класса и от себя лично хочу поздравить вас с окончанием учебного года и с очередным успешным выпуском учащихся. Примите нашу искреннюю благодарность за то, что старались сделать уроки интересными, нескучными и увлекательными. Спасибо, что создали в школе атмосферу, в которую хочется возвращаться ежедневно. Желаем вам вырастить еще множество гениев и просто отличных людей. Здоровья вам, счастья и благополучия. Пусть каждый день дарит вам лишь отличное настроение и причины для радости. С окончанием учебного года!